Bun găsit, prieteni! Invitatul meu de astăzi este o personalitate a ingineriei mecanice. Domnia sa cunoaște secretele motoarelor autoturismelor în urma unor studii de 10 de ani. La cine fac referire, veți afla în continuare. Domnule profesor Radu Gaiginski, atunci când circulăm cu un autoturism Dacia, trebuie să ne gândim și la dumneavoastră puțin? Da. Aș avea curajul să spun. Da. Pentru că mulți din inginerii de la Pitești și la Dacia, care realizează și mai întâi de față Dacia, mi-au fost studenți și am fost conducători de diplomă. Directorul Matea Nicolae, directorul uzinii care a fost până în 90, directorul Chiril Călin, care a fost directorul părții de cercetare, Institutului de cercetare afiliat uzinii. L-am avut la diplomă. Și mulți, mulți alții, ca să nu vorbesc de, hai să zic în ghilimele, stagiile făcute personal în uzină. Deci ați lucrat direct la fiabilitatea motoarelor de Dacia, an de-al rândul. An de-al rândul, începând însă din 1985, în special, s-a pus problema creierii unui model nou de Dacia, referitor la caroserii CN1, care s-a dezvoltat după aia și a fost plătit de francezi înainte de Logan, și două motoare, un motor diesel și un motor cu aprindere prin scânteie, cu aceiași cilindrei de 1600 de centimetri cubi, cu arborile de distribuție deasupra în chiulasă. Două motoare performante. La motorul diesel de Dacia am lucrat personal în... Pe Dacia 1300? Pe Dacia 1300, sigur că da. Am lucrat personal. În primul rând s-au făcut cele două fluxuri. Benzină și diesel. Care, dintr-o stângăcie de conducere, era un director de centrală, Săpunaru, provenit de la Brașov. Cred că n-a avut curajul să-i dea drumul înainte de revoluție. Liniile de fabricație mergeau. Cu toate care erau problemele până atunci, ca să spui un motor de ăsta pe mașină, și tot de aceea aveam. Mi-au trebuit 3 ani de zile ca să demonstrez că sunt capabil să nu duc secretele mai departe. Mi-a cu securitatea atunci. Până la urmă mi-am pus chiar pe vremea lui Ceaușescu, un motor diesel pe Dacia, cu mult curaj, pentru că știam la ce mă pot aștepta. Bine, că erau peste 200 de motoare la ofițeri de securitate. Nu se vrea să se știe că fabricam aceste motoare. Erau motoare noi. Deci concurența nu trebuie să știe. Nu trebuia să știe
Concepute de români? Concepute de români. Între care și dumneavoastră? Sigur că da. Deci, cu brevete de invenții, fiecare cu tot. Deci, făcute ca lumea. L-am avut pe mașină începând din 89 primăvara, până în 1996. L-am avut pe mașină, l-am exploatat în condiții foarte bune, de altfel, când au venit franțuzii în 95-96, atunci s-au prezentat toate realizările uzinei. Au rămas impresionați, să știți. Și mă rog, din respect, poate, din considerații pentru Iași, directorul francez al uzinei, numit atunci de curând, a venit în Iași, la noi, la Politehnică, și a făcut în aulă o adunare specială, nu să ne mulțumească, dar să ne încurajeze. Domnule profesor, dar cât ați lucrat la Pitești, în uzină? Ce făceați practic? Care vă era programul de lucru? Cu cine interacționați? Aveați condiții pentru cercetare, pentru verificarea cercetărilor? În perioada septembrie-noiembrie, țin cursurile. După noiembrie plecam la Pitești, la uzină. Ce lucram, toate aveam contract de cercetare cu ei, contracte bănoase. Nu glumă, adică... Câștigați și dumneavoastră ceva? Sigur că un an de zile lucram la Iași. Ce făceam? Desenam, deci proiectam, desenam ce putem face în Iași. Ca părți mecanici de motor sau automobil, le făceam în Iași. Era CFS-ul foarte bine dotat, mecanic. Catedra avea și strung, și mașini de rectificat, și mașini de frezat, tot ce aveam nevoie. Și Piteștiul lucra ce îi dădeam noi. Dar ei nu verificau nimic. Noi când ne duceam la Pitești, ziceam, uite, asta-s piesele. Deci, pe 15 noiembrie, puneam în mașină un bidon cu castraveți murați, ce mai aveam de acasă, carne, ce mai... Și plecam la Pitești, unde stăteam, până la Crăciun. Programul la 7 eram în uzină. Ce făceam în uzină? Verificam toate piesele care le făcusem noi sau care le făcuseră ei. Dar nu așa, domnule. Era o frică teribilă, dar era o frică până undeva plăcută, deci că se termina cu bine, că de regulă aveam succes. Rare ori când nu aveam succes. Deci ce se punea să încerca? Mi-aduc aminte de pildă dispozitiv de pornire pentru pompa de injecții. Era o pompă de injecții făcută de Sinaia după proiectul nostru. De mare vinețe. Dacă vă spun, mă rog să priceapă telespectatorii, dacă în mod normal la un motor se lucrează cu precizii de sutime de milimetru, aici se lucra cu microni. Deci, trebuia să ai și experiență în domeniul ăsta. Puteai greși foarte ușor cu micronică. Nu aveai până atunci. Pentru că sunt microni. Sigur că da. Ei, culmea, a mers, domnule, de la început. Și-au făcut și aia cruce când au văzut. Nici noi nu credeam că o să meargă. Aveam undeva, trebuie să plesnească. Nu se poate. Ei, atunci au ieșit chiar din primul foc. Lucrați cu un colectiv mai mare și de la Iași și de la Pitești? Da, de la Iași, sigur că da. Dar de la Pitești erau... deci cum era institutul de cercetare la Pitești? Era partea de motor și partea de autoturism. Partea de motor erau 15 ingineri. 15 ingineri cu partea de meseriași, din mecanici, strungari, frezori, alezori, mă rog, mai erau încă 500. Când vineam noi și încercam o treabă de asta, era liniște. Toți așa 15-16. Vineau și se uitau să vadă dacă pot ei aplica ce am făcut noi.
Deci se lucra la nivel foarte înalt din punct de vedere tehnic. Și muncitorii și inginerii. Ei, a căpătaseră o asemenea încredere în noi, încât pur și simplu nu au la mază, la prânz, domnule. Ne luau și plăteau ei tot absolut. Deci era o plăcere să lucrez cu ei. După amiază, la fel, tot încercam ceea ce lucram în timpul anului. Acum, stăteam până seara târziu, am fi stat și seara. Însă seara era o atmosferă de asta nesigură. În toată uzina, nu nici o cercetare, în toată uzina, pentru că auzisem și noi, se furau piese. Chiar mașini, mă rog, și atunci îi păzeam. Însă, până la ora 8:30, stăteam în uzină, domnule. Stăteam, nu? Și asta până la Crăciun. Poate și datorită acestei munci foarte serioase și a nivelului tehnologic înalt, compania Renault a preluat fabrica de autoturisme de la Pitești și iată, lucrurile funcționează. A venit 95-94. Cei mai buni ingineri care erau la cercetare au plecat. Au plecat de Detroit, în Statele Unite, 4. Cei mai buni. 2 erau la mine la doctorat. Au lăsat tot doctoratul. Au plecat. Alții 5 au făcut Setcaro. Era o firmă care făcea, din Pitești, care făcea seturi pentru Dacia 1300. Au mai plecat din ea. Au rămas foarte puțini oameni. Om de uzină care a rămas și a făcut bine care a rămas, directorul Stroie. Dumnezeu să-l ierte că a murit. Însă a fost un om de uzină. Deci el venise tot din plecase din uzină. Se dusese la Timișoara la mașini de lăsun. Când s-a terminat acolo, a venit din nou la Pitești. Franțuzii însă ce-au prins bun? Nu inginerii. Meseriașii. Meseriași de elită, domnule. Adică ce să vorbim? Când mai veneam spre Iași, de Crăciun, să zic, mai aveam câte o pană pe drum sau câte o... Unde opream pe parcursul Pitești, Câmpul Muzcel, nu se putea să nu găsești un aparat de sudură, eu știu, o mașină de frezat. Deci, enorm a contat uzina respectivă. Și nivelul la care se lucra pentru ceea ce astăzi nu se mai poate face. Nu poți să zici ori de când vrei. N-ai uzine, domnule, n-ai franțuzul, nu te primește. Am încercat să lucrez, să lucrăm cu ei. Nu. Unul gândește și restul fac. Ăla e franțuzul care gândește. Restul faceți voi. Sunt două instituții de cercetare în domeniul autovehiculelor ale firmei Renault. Unul este în România și unul este în Argentina. Deci, sub aspectul cercetării, noi suntem foarte bine. De pildă, lumea nu știe. Ca să fii o fabrică de automobile, să produci tu, sub semnătura Dacia, îți trebuie 15-20 de ani să treacă. În ăștia 15-20 de ani trebuie să arăți că ești capabil. Semiți pentru cei care folosesc mașini de asta toate caracteristicile posibile. Bine, nu intrăm în amănunte, dar de pildă rușii care fabrică și ei, Renault în Moscova. Fabrică nu-i fabricată, e fabricată în Rusia, dar sub licență, nu sub... deci, o montează. Piesele vin, majoritatea, vin din Franța, vin de la noi, vin în Argentina, chiar și Turcia au o firmă de asta, de Dacia. Prezența noastră în acest domeniu nu este una întâmplătoare. Putem vorbi de o dinastie Gaijinski în domeniul motoarelor cu ardere internă? Da, se poate vorbi. Bunicul meu, după tata, a fost mecanic de locomotivă. Și unul din mecanicii deosebiți
de pe linia Lemberg, nu știu mai cum, deci zona asta, când se făcea, chiar calea ferată în Moldova. Tatăl meu, după ce a trecut Institutul Electrotehnic de atunci, care funcționa la universitate, sub comanda lui, oblăduirea lui Ștefan Procopiu, a dat un examen, a luat un examen să facă studii în Franța și după 1929 a trecut la Ecole Națională Superior de Nautic, și așa se cheamă și acum, și a ieșit și inginer de aviație. Vorbim de inginerul Emil Gaegins. Emil Gaegins, a ieșit inginer de aviație. A lucrat după Franța, a fost al doilea reușit din... că erau foarte mulți străini la Ecole Națională. El a fost al doilea care a reușit. A fost preluat în țară, a intrat în țară și a fost inginer șef la aviație la Brașov, după care, fiind unul din cei mai buni elevi al lui Procopiu, a fost luat la Iași, la Ștefan Procopiu. Cu înființarea Politehnicii, culmea, toți elevii lui Procopiu au trecut în Politehnică. Calnicencu, Farcaș, Ghițu Vasiliu, Dalbon, mă rog, și alții toți, au îmbrăcat haina asta Politehnicii. Și prin asta... Și au ajuns profesori universitari, specialiști remarcabili. Așa, tata s-a ocupat de termotehnică și motoare. Domnul profesor Emil Gaeginski a fost chiar creatorul școlii eșene de cercetare în domeniul motoarelor cu ardere internă. A fost șeful Institutului de Cercetări Tehnice. Mă rog, spera să intre în Academia Română, dar, mă rog, cât erau comuniști de răi, nu l-au ucis. Deci el a fost directorul ASAM-ului, care lucra pentru nemți în timpul războiului. Ce făcea această instituție? Repara avioane. Repara avioane de pe front. Și românești și germane. Alea care, mă rog, solicitau acest lucru. În perioada aceea destul de tulbure, era o poziție ingrată. Vai de mine și de mine. Ei, cu a avut astea, necazuri sau... Nu fusese primit în partid din cauza asta că era o raritate să fii în Politehnică ca orice, ca și asistent, fără să fii membru de partid. Deci, erau clipii grele, însă probabil datorită calităților lui deosebite, l-a lăsat în pace. Și a profesionalismului, a ajuns profesor, doctor, docent, da. A primit acest titlu, da. De docent la un moment dat. A fost, mă rog, pentru academician propus, n-a reușit tocmai din acest motiv. Dumneavoastră cum v-ați molipsit? Sau a fost o acțiune de impunere din partea tatălui? Deși și mama dumneavoastră a fost o personalitate a medicinei eșene, profesor universitar de microbiologie. Doamna Alexandrina Gaeginski. Deviza mea de viață a fost că poți să realizezi un lucru mai mare, mai bun, din două motive. Ori coercitive, ori din plăcere. Eu toate le-am făcut din plăcere. În timpul facultății eu n-am avut o prietenă, domnule. Dar până la facultate, erați un copil care șurubărea, se ocupa cu... Nu, matematică. Matematică cât în cape. Pentru că tata, începând din clasa 8-a, mi-a dat cărțile lui de matematică făcute de la școala de aviații din Franța. Și atunci am început și cu olimpiada de matematici. Și, domnule, ați fost olimpic? Dar cum? Îmi plăcea atât de mult toate olimpiadele și inclusiv la facultate. Deci, lucram la Gazeta Matematică.
Nici nu vă închipuiți cât de fericit eram când vedeam în Gazeta Matematică, la capăt, se puneau rezolvitoare de probleme. Dom'le, erau și probleme grele. Ei, când vedeam, și nu m-a ajutat nimeni, din plăcere de făceam. Și îmi plăcea așa de mult când am câte un succes. Și nu mă demoralizau că sunt și din succes în viață. Trebuie să ai un pic de talent la matematică? Da. Sau munca poate acoperi totul? Dom'le, matematica pe mine, cel puțin ce cred eu de matematică, îți face o ordine în cap teribilă, încât poți să faci după aia știință. De pildă, ingineria mecanică, dacă ei, de la rulment și până la tratamente termice. Dom'le, o groază de probleme care nu că trebuie ținut în minte, trebuie lucrat cu ele, adică una să ții minte, că și ții minte, uiți. De, nu, să le menții, să le dezvolți. Asta îți face matematica. Te ajută la regularizarea, la ordonarea tuturor acestor aspecte. Tatăl dumneavoastră era fericit că îi călcați pe urme? După ce am terminat o facultate, el a mai trăit 3 ani. S-a stins prea devreme la 65 de ani. Era bucuros, bineînțeles. Bineînțeles, de unde am prins și dragostea de motoare. Când eram mic, mă ducea la uzina electrică, care se numea ETAX, energie, tramvai, canalizare sau lubritate. Cu conducere mucitoresc, era un director, un monul Manole, un tip de treabă și din sudor adus. Însă era un inginer la alea 6-8 motoare, cât erau de 6.000 de cai putere. Bun, teribil omul de priceput. Dar mi-aduc aminte cu plăcere când ajungeam jos pe Săulescu, deci la 500 de metri de uzină, cum se cutremura pământul. Deci de acolo începe să cutremură de pământul. Și mergeam în hala aia de motoare, unde erau motoarele respective, mă impresiona în mod deosebit cum se schimbă uleiul în motor de ăsta, domnule. Era un amină mare, cât un bloc cu 4 etaje. Toate automobilele care erau din timpul războiului. Era un Chevrolet din timpul războiului, un Packard cu 8 cilindri în linie, deci minunat, Willys-uri, deci mașini americane, în special. Era o plăcere să știu la ele. Deci v-a cucerit acest domeniu și da. Iată acum la catedra de motoare termice se află și fiica dumneavoastră, care a ajuns și prorector al Universității Tehnice. Ce sentiment trăiți? Sunteți la mijloc în această familie dedicată mecanicii? Domnule, un copil bun. Am doi și fata și băiatul bun. Și a dorit o fată să facă mecanică? Domnule, dacă i-a plăcut. Deci, pe vremea tot o Dacia aveam când s-a născut dânza. Acum 50 de ani. Domnule, vă spunem cât am fost și eu copil, toată vara o petreceam pe munte, la niște amici de-a părinților mei. Și după aia am continuat la fel. Și am dus-o și pe dânsa pe munte. O duceam în excursii. Cu toate că eu n-am avut o grijă deosebită pentru ea, m-am avut pentru copilul ei alt, pentru băiat. Deci pentru că era perioada când dădea în doctoratul. Era perioada lui 75-77, mi-am dat doctoratul în condiții deosebit de, cum să vă spun, nu grele. Dom'le, făcusem un motor care mergea
cu consum de combustibil, ca să vă dau exemplu, cum mergeau Volkswagen-urile primele tipuri scoase acum 10 sau 15 ani. Doctoratul consta într-un brevet, vreau să-l brevetez, într-un brevet în care aplicam injecția fracționată la benzină, care o, după aia a preluat-o Volkswagen-ul, acum au preluat italienii. N-am putut să-l brevetez. Conducătorul meu de doctorat era profesorul Aram, un academician. Doctoratul aveam la București. Trebuia să... o prostie. Trebuia să scriu autoreferatul. O să scriu un doctorat. Ca să scriu autoreferat în București, trebuia să iau aprobare de la județeana de partid din Iași. La care nu știam pe nimeni. Dar tot cu pilis umbla și până am reușit. Dar nu cumva zic, mi-a spus primul secretar de aici, să scrii brevet. Că dacă eu vreau să scriu și un brevet. Nu, nu-i voi. Că altfel nu ți-l dai, trebuie să mai treacă 5 ani de zile. 5 ani de zile, până când brevetăm și nu ai tras lucru în Germania și așa mai departe. E, și în felul ăsta n-am mai reușit. Însă fața cu un talent deosebit, deosebit pentru motoare, a făcut și o specializare în Germania, la care cel de profesor de acolo pleca de la Iași, de la organe de mașini. I-a plăcut foarte mult. Cum judică ce a făcut, ce a lucrat. Dar băiatul, băiatul a ales alt domeniu. Domnule, băiatul lucrează în domeniul IT. El a terminat electronica. Nu spune exact ce lucrează. Acum 4 ani a terminat electronica. Însă zilele trecute, eu văd, băi, unde te duci noaptea? La Suceava. De ce faci tu acolo la Suceava? Să dau drumul la un vițer, la un avion. Și atunci am băgat și o ureche, zic, cum e? Zic, păi mai fac și operații din gând în gând. Adică el probabil face inteligență artificială în domeniul aviației. Dumneavoastră ați avut 34 de invenții brevetate, semn că ați fost un neliniștit permanent, un căutător, da, un descoperitor. Tot ce am luat doctorat, am luat pe baza unui brevet, care nu l-a mai făcut nimeni. Iată, de pildă, un brevet de genul ăsta, foarte simplu. Gândiți-vă că bara din față de la automobil o băgați să facă același lucru ca și pedala frânei de serviciu. Adică o mică deplasare, când s-o ciocnit cu o mașină de față. Ce se întâmplă? Accidentele astea cu ciocniri, mașina care lovește, cedează energie celui din față. Cedând energia asta, ăla din față este supus celor mai grele condiții de rupere a coloanei cervicale, care înseamnă moarte sau legumă. Și l-am făcut o chestie simplă, să fac așa ceva. A făcut cercetare, culmea, s-a făcut cercetare în condiții fără manechine, cu viteză de ciocnire de 40 la oră, la care îmi vine să-și râd cine făcea aceste, cine era la volan în situația asta, era șeful ISU din, adjunctul șefului ISU din Focșani, un colonel, la care a 40 la oră de ciocnire de genul ăsta, domnul profesor, gata, până aici. Până aici merge, deci. Ei, unui doctorand, unui doctor care face o teză de asta, e recunoscut brevetul și dar ce să mai spui? Idei nouă, clar. Cu un doctorat, asta trebuie să înțelegi. Nu să copii. Să fii cu ceva nou. Pe baza unei experiențe acumulată, da, într-un timp, da, mai lung sau mai scurt. Da, da, vă spun încă o dată, totul este să ai o industrie în spate. Fără industrie în spate, nu faci nimic. Ești simplu gurist.
Nu ai unde aplica, nu ai unde corela. N-ai unde forma, domnule. Nu te formează altceva decât industria. Ci unul care lucrează de pildă cu camere de luat vederi, din băieții ăștia, dacă n-ar lucra zilnic și nu s-ar lovi de toate de astea, asta e artă de acum. Dumneavoastră ați fi ajuns un profesor atât de bun dacă nu ați fi avut stagiile acelea la uzinele de autoturisme de la Pitești? În niciun caz. V-a ajutat și pentru procesul didactic, nu? Domnule, ca să vedeți ce înseamnă uzina. Eu nu dau examen cu studenții. Cu toate că țineam două, sau țin două cursuri diferite. Nu dau. Ei dau singur examen. De când mă știu, am dat teză, teza își iau ei subiectele, fac teza, după aia le trebuie o comisie de patru corectori. Se formează acea comisie de patru corectori. Le dau baremul, eu le dau baremul. Și ei corectează. Culmea de onoare. Eu trebuie să-i ajut, că ei singur să minimalizează. Băi, lasă-l mai și pe ăsta. Dar și subiectele de unde le iau? Subiectele, ei te fac o listă cu subiecte. Și ei și aleg... Le trag, deci bilețele. Bilețele le trag dimineață. Sau când e examenul, scrii pe tablă frumos, asta îl faceți. Deci, niciodată nu s-auziți un student vorbind de mine că l-am nedreptățit la un examen. Din contra. Că l-am ajutat. Asta am învățat-o din corelat, din oamenii lucrând cu ei, oamenii din producție. După 90, în facultățile tehnice, concurența nu a mai fost atât de mare. Lipsa industriei. Unde ți se încadrează? Deci, omul dacă se duce acum, de pildă, termină automobile, da? Păi vă spune unde se duc. Se duc ca vânzători la servisuri care casa auto, serme, cum și mai departe. Dar fac numai vânzare. Cei care fac reparații. Domnul Arhirie, în momentul de față, automobilul este perfect. Este făcut la perfecțiune. Nu mai ce repara în el. Schimb cu totul. Țări ca Germania nu se repară automobile. Se vând în altă parte. Domnule profesor Radu Gaeginski, v-ați ocupat și vă ocupați în continuare mult de siguranța circulației rutiere, de accidentologie, o știință pe care doriți să o implementați în România. Nemai având industrie, mi-am schimbat și eu oarecum preocupările în domeniul circulației rutiere. Și am ajuns la concluzia că statele în care s-a dezvoltat circulația rutieră, în special în domeniul asigurării securității rutierii, sunt cele care și-au făcut instituții naționale de siguranță rutieră. Deci alea decid ce se face. Practic, ce fac aceste instituții? Au un compartiment de strângere informațiilor de accidente, adică tot absolut ce înseamnă cauza unui accident. Aceste informații sunt date inginerilor. Inginerilor iau contramăsurile care sunt necesare și pentru drum și pentru automobil. Soluțiile inginerilor sunt date la doctori, medici. Medicii verifică ce e bun, ce e rău, după care sunt predate economiștilor. Economiștii stabilesc prețurile de cost și soluțiile care derivă și, în final, politicianul care aplică. Deci este o echipă complexă în institut de asta de cercetare, de siguranță rutieră. Noi nu avem așa ceva. S-a înființat în 2007, dar numai legea de înființare. Urmează, sunt promisiuni. Un institut de asta trebuia condus de un academician. Deci, și organigrama de funcționare a
personal era stabilit. Nu s-a acest, acest tip de instituție ar contribui la reducerea accidentelor, la salvarea mai multor vieți implicate în accidente? Aici sunt două aspecte. Un aspect ține de limitarea situațiilor de accident, a riscurilor de accident. Deci limităm prin diverse metode riscurile. Asta e preocuparea nu a poliției. Poliția face ceva descriptiv a institutului care face 10 cercetări. Și alt aspect este de ce se întâmplă după accident, că ce înseamnă siguranță rutieră, domnul Arhiri? Înseamnă să-l plesnești pe unul și ăla să aibă noțiunea că se va vindeca. Asta înseamnă. Siguranța e cu atât mai mare, cu cât se vindecă mai repede și mai ușor. Sau crearea unor condiții pentru a nu se ajunge la accident. Imposibil limitat așa ceva. Pentru că drumul e făcut de om. Automobilul e făcut de om. Omul greșește, fie chiar dacă se ajunge la automobile industriale inteligente. E cum se caută acum? Dar spuneți într-o carte a noastră, redând o statistică, faptul că în România numărul de accidente este mult mai mare față de țările europene. Față de țările europene. Acum le-am redus. Ne putem compara, de pildă, chiar cu Spania, cu Italia, la număr de accidente pe milionul de locuitori, număr de decese. Unde stăm foarte prost? Stăm la numărul de decese din cei accidentați grav. În Londra, Marea Britanie, deci partea de Anglia numai, 90, la 90 de accidente grave moare un om. În Germania, la 85 de accidente grave moare un om. Franța, 33 de accidente grave moare un om. În România, în 2011, din 5 accidente grave, din 8 accidente grave murea un om. Acum din 15 am ajuns, în momentul de față, din 15 accidente grave moare un om. Deci, de ce, domnule? Pentru că accidentul constant ar lovi pe cineva. Tot așa îl lovește și în Anglia, tot așa și în Germania și în România. E ce se întâmplă? Sunt alea 5 minute după accident. De pildă, ferească, domnule, dacă ai 20% pierdere de sânge, să pierzi funcțiile vitale. A reveni la funcțiile vitale înseamnă să vină echipaj medical, să te, să-și facă măsurile de salvare. Un accident mortal, din cauza, având raport de cauzalitate circulația rutieră, este declarat în 30 de zile. Deci eu dacă cineva accidentat azi și moare peste 30 de zile, dintr-o cauză, să-și arunc piciorul, dar până atunci a trăit, e accident mortal de circulație. Deci, domnule, nu există un sistem de codificare a rănilor. Că atunci când ai intrat în spital, ați văzut la, filme de-astea, cite la salvare, intră direct pe marea masa de operații. Nu mai face unul consult, nimic. Cărțile pe care le-ați scris în sensul acesta, la ce se referă și cui sunt adresate? Siguranța circulației este adresată în primul rând celor care vor face institutul ăsta din siguranță rutieră. În primul rând, se prezintă cum trebuie să fie fiecare mecanism, inclusiv geamul parbriz. Ce condiții trebuie să îndeplinească? Să fie sigur din punct de vedere a securității rutiere. Orice direcții, frână, cauciucuri, de pildă, să spune undeva că la 6 ani trebuie schimbată anvelopa, după 6 ani prezintă un pericol că a mers sau că n-a mers. Pericol teribil de explozie.
Și referi și alte, tot în siguranța, în circulație, se spun și alte cauze generatoare de accident care nu sunt trecute în normativele noastre. De pildă, vă dau un exemplu. El e copiat după codul francez, codul român. Dom'le, nu s-a trecut un lucru elementar. Distanța intervehiculară trebuie să fie de minim 2,5 secunde. Ce înseamnă? Înseamnă viteza care trebuie să mergi ca să nu ciocnești cu ăla în 2,5 secunde. La 9 secunde. Sau nu-i deloc dat. La fel. Uitați-vă când mergeți pe lângă o pădure și o să vedeți, pe dreapta să vă uitați, o să vedeți copaci care îți loviți de automobile. Mulți, câteodată. Așa era la Schitul Duca. Dacă vă aduce aminte, era o localitate în Iași, unde în perioade 9-2 după amiază, soarele bătea prin coronamentul copacilor. Și dădea efectul ăla de stroboscop, ca la tren. Dacă vă uitați pe geam la tren și mergi în vagon, până la urmă nu observați sau observați stâlpul, numai un stâlp inițial. Așa se întâmplă și aici. Efectul stroboscopic la copaci. Aia, fac, nu mai vezi în față nimic. Sau vezi altceva decât trebuie. Și atunci, sigur, că faci un accident. Așa s-a întâmplat acum 10 ani. Ultimul care mi-am pus și o întrebare. Măi, de ce? Până ce am văzut fenomenul ăsta, după ce s-au tăiat copacii respectiv, n-a mai fost nici un accident. Ați avut multe preocupări în domeniul acesta, al motoarelor, al siguranței circulației, dar și în îmbunătățirea unor parametri legat de autoturisme. A fost o vreme, aproape și dumneavoastră ați prins-o, criză de benzină, nu se găsea, nu? Dom'le, că era o coadă la benzinării din Păcurari până la Liceul Negru, zi, domnule. Am văzut și așa ceva. Bine, deci era perioada lui 80-90. CFS-ul făcea fibra asta sintetică, combinatorii sintetici, făcea fibra sintetică, materia primă era etilen glicolul. Din asta ieșeau formaldehide care fie că o aruncau și spurcau baluiul, fie că o dădeau undeva, unde la fel, la ars, mă rog, ni s-a dat sarcină, în ghilimele, n-ar arde cumva asta în mașină, da, domnule, ardea perfect în mașină. Dar cum trebuie să faci niște modificări la toată galeria de admisii și la partea de carburație, ca altfel, galeria de admisii era un frigider, gheață pe ea, plus emanații toxice. Ei, după ce am făcut probele astea, le-am verificat jumătate de an și la poluare cu Institutul de Igienă de la Iași, am dat soluția tehnică și am băgat-o în funcționare la taximetri. Erau 130 de taximetri în Iași. Era Tovilescu, prim secretar atunci la Iași. El a îmbrățișat foarte mult și el ideea asta, că era la el în birou odată, l-a întrebat unul Maxim Bergianu, era șeful planificării mare. Dom'le, ce ai dat drumul la taximetri? Ce da, ce te interesează? Merg cu apă, pur să am auzit eu. Deci am tras taximetrii. Ca să mă conving că treaba e bună, am fost taximetrist 2 zile. Deci m-am făcut șofer de taximetru. În casă am bani tot absolut. Deci chestia asta am făcut-o singur, încă l-am făcut și setul următor, ca să țină și mai a trebuit mult să modificați motoare la toate 130 de mașini? Da. Se putea, domnule. Se putea, domnule, avea industrie în Iași, domnule.
Și s-au redus costurile combustibilului? Sau era gratuit chiar? 40 de bani era litru, consuma dublu. Deci 40 de bani era litru benzină, nu știu cât era, în jur de 9 lei, 8 lei. Ceva imens. Toți mergeam pe metanol, care mai știam, era atunci Baciu, Dumnezeu să fie șeful circulației, dăduseră vreo 10 aprobări la Dacia Service, la... Și îi las mergeau pe metanol, că ce să facă CVZ-ul cu el? După această soluție, a mers Câmpul Musel, care avea o fabrică similară, după care a luat Brăila, Brașovul, deci s-a extins în toată țara cât frunze de metanol, cât aldehide de asta producea Iașiul. Domnule profesor... Aia am făcut-o singur. Aia nu m-a ajutat nimeni. Domnule profesor Radu Gaiginski, sigur, cea mai mare parte a vieții noastre ați petrecut-o în perimetrul Universității Tehnice, în unități economice de profil. Dar mai aveați timp și pentru familie, pentru alte activități, pentru pasiuni, dar e greu de spus pentru alte pasiuni, pentru că motoarele erau pasiune și profesiune. Domnule, am lucrat mult în experteza accidentelor rutiere. Și eram confruntat cu luarea urmelor de la locul faptei. Eram, în primul rând, interesat de aparatură foto și metode fotografice ca să conserv aceste urme. Lucram pe film flor rapid, totuși cu totul speciale. Și mi-a plăcut arta asta, arta fotografică. Arta însemna în tehnică fotografică. Asta a fost un hobby. În rest... Și v-ați adunat aparate de fotografie? Am vreo 700 de aparate care țin ca la Dumnezeu, la ele, mă mai uit, mă mai... Câte funcționează din ele? Toate. Toate. Și din când în când mai faceți fotografii cu vreunul din ele? Nu, nu, pentru că am aparatura modernă, digitală, deci. Nu aveți un adevărat muzeu de artă? Da. Da, și îngrijit de băiați, eu cu băiatul m-am ocupat. Că de unde, m-ați întrebat, de unde, ce făceam în timpul liber. Ca să-l învăț pe băiat ce-i viața, nu scăpam un talcioc de duminică. Nu scăpam, mergeam. Și l-am învățat să negocieze. Aparatură foto, acolo am găsit multe. Și am început să negocieze, azi una, mâine alta. Și așa mai departe. Și după care a început să judece altfel. De la bunicul care a fost șef de gară la Lețcani, am moștenit 3 hectare jumate de pământ, din care 500 de metri pătrați mi-a făcut o mică fermă, să zic. O menajare agricolă. În loc de casă am luat un tir de asta mare. De ce l-am luat? Pentru că e izolat termic perfect. Și v-ați făcut o fermă? O mică fermă, adică am luat un motocultor cu tot ce trebuie, cu mașină de arat, cu semănat, tot ce trebuie la motocultor. Plus de asta, m-am îndrăgostit de animale. Dom'le, vineam obosit tare câteodată de la institut. Duminica, sâmbătă și duminica, am avut 22 de capre acolo, la ferma asta. Și de-a socră mea, o femeie în vârstă. Dar aveam noi grijă de el. Eu, duminica și sâmbătă și duminica, eram cioban. Cu câini, cu capre, la păscut. Dom'le, era teribil. Sau ce-mi plăcea? Odată am avut 150 de gâște. Că de acolo am început să mă îngraș. Făceam pastramă de gâscă. Dom'le, când își luau zborul, terenul în pandă. Era o plăcere, domnule, când vezi 150 de animale de astea mari. Redescopereați viața sub o altă formă. Sub altă formă. Pasiunea noastră pentru călătorie, cum se materializează? Sufletul dumneavoastră, unde se simte cel mai bine? În mașină. Cea mai mare satisfacție o ai
cu un caravan, deci un camper. Deci am un camper de 4 tone jumate. Când duci cu ceul, deci unde îmi place, acolo mă opresc, mănânc și dorm. Bucovina e nelipsită în fiecare an. Deci 2-3 săptămâni le fac în Bucovina. Merg în dază, colo, mâini, colo, pe malul unei ape. Știu, la o cabană undeva, la o stână, că acum stânele au venit mai jos. Dacă ar fi să luați viața de la început, ce v-ați dori să faceți? Domnule, aș vrea să fi avut, adică aș fi avut grijă mai mare de copii. Poate și-au și mai buni decât sunt acum. E grozav. Și acum. Însă poate mă ocupam, eu știu, și de nepoți mai mult. O nepoată, deci altfel eram.